Marin Preda, comuna Siliștea Urmești. Pe mine mă cheamă Dorel Petrescu Nicu și am înființat Asociația Culturală Marin Preda Siliștea Urmești în 2018, personal și încă doi prieteni care m-au susținut. De remarcat pentru dumneavoastră, acest tablou care îl înfățișează pe scriitorul Marin Preda cu pălăria pe care și-a luat-o de la Paris. Aici e un tablou de Emilia Trandafir. Există o singură fotografie cu Marin Preda cu căciulă de Astrahan, Brumării. Aici am încercat să prezentăm familia Marin Preda. Scriitorul Marin Preda împreună cu doamna Elena Preda, doamna Elena Preda care trăiește încă la București și cea de-a treia soție a scriitorului, care a dăruit și cei doi copii. Prima soție a fost poetă și scriitoare, o femeie de mare cultură, Aurora Cornu, care l-a și determinat să publice, că el avea un manuscris, dar nu publica Moromeții și i-a dat peste manuscrisul lui. În camera din dreapta, cum intrăm de acolo de la ușă, se află o expoziție de fotografie executată, cum se vede foarte bine acolo, de maestru fotograf Vasile Blenea. Aici sunt copii ale foilor matricole, activitatea școlară a scriitorului. Aici două agende unde puteți sau unde își lasă copiii, profesorii, vizitatorii, lasă impresii. Știți, sau ar trebui să știți că și asupra morții, premature, la 58 de ani. Adică ar fi avut timp să dea literaturii române destul, mult mai multă operă decât a dat.